Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi avem multe de discutat, să știți. Vreau să vorbim în primul rând despre cea mai nouă jucărie din colecția mea, cel mai nou parfum. Rar se întâmplă să vorbesc eu despre un singur parfum, dar iată că se întâmplă. Vreau să urez bun venit noilor prieteni și iubitori de parfumuri de pe acest canal, pentru că am văzut că sunt persoane noi și voiam să vă urez bun venit. În general vorbesc aici despre experiența mea cu parfumurile din colecția mea, dar și despre parfumurii pe care le testez, pe care le încerc, îmi place să descoper parfumuri noi. Cam despre asta este vorba pe canalul acesta și am o rugăminte la voi. Vreau să fac o nouă serie pe acest canal care se va numi ce parfumuri aș purta dacă sau ce parfumuri aș purta. Puncte, puncte. Și vreau să continuați voi această frază pentru că această serie va fi făcută în urma sugestiilor voastre. Ce parfumuri aș purta dacă? Vreau să vă dau așa câteva exemple la care m-am gândit eu, dar o să fac ce spuneți voi în comentarii. Ce parfumuri aș purta dacă aș merge la sală sau ce parfumuri aș purta dacă aș merge la o nuntă? Ce parfumuri aș purta dacă aș merge la liceu? Și mai am așa câteva exemple diferite. Ce parfumuri aș purta într-o zi obișnuită de primăvară, de exemplu, că tot vine primăvara, de-abia aștept. Și ce parfumuri aș purta dacă aș merge la o petrecere, la club, ce idei mai am eu pe aici? Ce parfumuri aș purta dacă aș merge la prima întâlnire sau dacă aș vrea să atrag atenția, chestii de genul acesta. Cred că v-ați făcut o idee și de-abia aștept comentariile voastre să-mi spuneți ce clipuri ați vrea voi să vedeți din această serie, ce parfumuri aș purta dacă. Cred că am zis asta de 1000 de ori. În fine, da, după cum v-am spus, astăzi vorbim despre cel mai nou parfum din colecția mea, un parfum pe care mi-l doream tare, tare, tare mult, pentru că îmi doream în colecție un parfum fructat, diferit, o bombiță, un parfum care să persiste, să proiecteze, să intre parfumul pe ușă înaintea mea și acesta este parfumul. Este vorba despre Tiziana Terenzi Kirche. O să vă las în descriere link-uri care vă duc către magazine OK, unde găsiți varianta tester, dar originală. Asta dacă vă interesează parfumul acesta. Și da, diferența între varianta normală și varianta tester, după cum vedeți, este în primul rând prezentarea, pentru că parfumul vine într-o cutie de genul acesta. Știți că prezentarea de la Kirche normal este una foarte fancy și foarte drăguță, dar pentru mine nu contează atât de mult cutia. Așa vine parfumul, este o cutie simplă de carton, are un cod pe spate care cred eu că se potrivește și cu cel de pe fundul sticlei, cu siguranță, pentru că l-am luat la sigur. 6827, da, asta este lotul. Este cu siguranță un parfum OK. Nu cumpăr dacă văd ceva ciudat și în atâta timp am învățat și site-urile, deci nu e nicio problemă. Da, vă spuneam că nu mă interesează că am această cutie pentru că oricum o să zboare. De obicei păstrez unele cutii. Bine, am o cutie plină de cutii, dar pe astea de tester nu prea le păstrez oricum. Și vine cu capac. Asta chiar mă interesa. Chiar îmi doream să vină cu capac pentru că sticla asta nu are niciun farmec fără capac. Și da, este experiența completă pentru mine. Kirche. Îmi place foarte mult detaliul de la gâtul sticlei. E foarte frumoasă sticla. Are aici o bucățică de piele și cam atât, cam atât despre prezentarea lui. Da, este un parfum frumos, este un parfum puternic, este fructat, este tropical fructat, are și un iz așa proaspăt, seamănă cu erba pura,
Doar că acesta este mai dulce și mai fructat și îmi place și ierba pura, ce să zic. Mie îmi place și ierba pura. Ierba pura este mai citric, parcă un pic mai înțepător. Acesta este mai tropical, mai fructat, mai dulce, din ce am observat eu, dar are aroma aia. Aroma aia, da. Ca și note, avem așa, fructul pasiunii, piersică, pară, zmeură, casis și nisip. În mijloc avem lăcrămioare și în bază avem mosc, santal, vanilie, paciuli și heliotrop. Este un parfum pe care l-am cumpărat blind. L-am cumpărat blind și nu prea. Zic asta pentru că am avut o clonă în colecție care mi-a plăcut și aceea foarte mult, de aceea am decis să-mi iau originalul și speram eu să fie desigur mai bun acesta, pentru că diferența de preț este destul de mare. Acum depinde și de unde cumperi parfumul, pentru că poți să-l găsești și la 10 milioane. Ieri a ajuns la mine parfumul și, ca să vă zic așa, diferența dintre original și clonă este, dar poți să-ți faci o idee despre original dacă ai clona în colecție. Pot să spun că este mult mai intens, mai dens și cumva am simțit în acest parfum fructele. Am simțit o piersică suculentă, proaspătă. Da, poți să pui mâna pe fructe, sunt mai clare. Clona nu era atât de intensă, nu era atât de puternic. Dar totuși este un parfum bun pentru că v-am spus că diferența este destul de mare. Deci dacă vreți o variantă mai accesibilă, găsiți pe Dubai Collection clona lui Kirke. L-am avut în colecție, este un parfum bun, dar mi-am dorit foarte mult Kirke pentru că este un parfum foarte iubit, foarte lăudat. Cumva eram super curioasă de original și mi-a plăcut atât de mult clona încât am zis trebuie să am Kirke neapărat. Da, cam asta cu Kirke. Haideți să vă zic că am testat ceva de la Tiziana Terenzi, am testat Andromeda și vreau să vă spun că Kirke față de Andromeda este mai dulce, este mai fructat, este mai dens. Andromeda mi s-a părut că este mai fresh, este un parfum mai verde decât acesta și mi-a plăcut și Andromeda, mi-a plăcut foarte mult, mai ales în uscare, pentru că la început este cam verde așa pentru mine, deci mai potrivit pentru mine este Kirke. Dacă vreți o variantă bună pentru Kirke, o găsiți pe Dubai Collection, am și un cod de reducere dacă faceți cumpărături de pe Dubai Collection, o să vă las pe ecran să vedeți și cum arată clona. În concluzie, este un blind reușit, este un parfum care îmi place foarte mult, sunt foarte încântată și da, este un parfum bun, persistent, fructat, proaspăt, dulce. A ținut pe mine ieri, l-am simțit toată ziua, dar cred că pe haine ține și o săptămână. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut clipul acesta. Chiar sunt curioasă ce parfumuri aveți voi de la Tiziana Terenzi, ce ați testat și ce îmi recomandați. În general, mie îmi plac parfumurile dulci, fructate, care să aibă așa și o doză de prospețime. Îmi plac fructatele dulci, parfumurile cozy, în fine. Cred că dacă mă urmăriți știți deja ce parfumuri am eu în colecție și ce parfumuri îmi plac. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic parfumurile pe care le port în mare parte, dar putem să și vorbim, putem să interacționăm, putem să discutăm despre parfumuri, despre prețuri. Nu știu, poate aveți întrebări în legătură cu anumite parfumuri pe care vreți să vi le cumpărați și poate le am și eu în colecție și discutăm despre ele. Zic asta pentru că mai facem asta din când în când și abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, puteți să vă și alăturați dacă doriți să susțineți acest canal, avem și niște clipuri suplimentare, dar întotdeauna vă spun asta, clipurile suplimentare nu sunt atât de multe pentru că postez destul de des. Așa că dacă vreți cumva să vă alăturați, aveți acolo 4 tipuri de abonament, cel mai mic este de 3,99 lei pe lună. Și v-am zis, avem și clipuri suplimentare.
Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat, să aveți o zi frumoasă. Pa, pa!